fraților. Haide. Așa. Tocmai mi-a săgetat creierul o idee. Fii atent. Facem mie fiori de cartof. Și punem primul cartof, piure de morcov, cartof din nou, mai facem încă un piure de altă culoare. Voi vă dați seama că noi nu avem nimic carne acolo. Ia, da, stai, nimeni nu-mi dă seama. Adică... Haideți să stabilim pentru geleul de țelină. Punem 4 foi de gelatină. Cred că exagerează cu astea vechi a ei. Eu înțeleg că e un stil de viață pentru ea, dar nu trebuie să-l fac un stil de viață și pentru noi. Bă, haideți, vă rog, e frumos că deja... Nu, nu, stați liniștit. Facem, fii atent, facem carpaccio de cartof, da, chipsuri de cartof. Păi, deci ea ne-a expus ideile ei. Noi toți n-am făcut ce a făcut ea. Deci, oricum, timpul a fost foarte mic ca să luăm decizii. Dar ne-am, na, toți, Ea la fel, nu știu să se impună degeaba sunt bărbați. A, eu ca eu, că zice lumea că sunt invidioasă. Dar bărbații ce? Ca mea, am zis, pentru Mirela trebuie să avem una vegetarian, una cald, pește și unul rece. Așa. Am zis că hai să facem așa, așa, așa. Deci nu aveam niciun preparat cald. Prosciutto? O stărnă cu prosciutto, piure de pastărnac. Ai pus apă pentru pastărnac la fiert? De, nu, zi-mi ce vrei să pun în ea, ca flavor. Pastărnac, prosciutto, atât. Deci apă, atât. Unt. Ok. Și puțin... Cimbru, okay. Nu? Okay. Eu sincer vorbesc pentru mine acum, eu sincer n-aș alege pe Mirela ca și capitan. Cum e? Mai lasă-le un pic. Ce? Mai lasă-le un pic să se moaie. Stau acolo jumătate de oră la ardei ăia. Și când le întorci, le întorci definitiv, știi? Okay. Nu știu cât știau clar, concret, ce trebuia să facă cap-coadă. Fiecare știa că trebuie să facă câte o chestie, dar când e să le pui la un loc, nimeni nu știa cum trebuie opuse. Deci, un rahat a făcut.